A început și partida în acordurile imnului șepcilor roșii, slavă ție studenție. Turda a avut prima posesie. Cred că e irelevant să vă spun că Universitatea evoluează în alb-negru, în timp ce Sticlarii și Turda evoluează în tradiționalul alb-roșu. Prim balon lansat în adâncime, însă fără probleme pentru Pop. Abru Dan. Dar se vede clar de sus sistemul 4-4-1-1 ales de Artur Podar în această partidă contra Universității. Practic este testul care arată unde exact se află formația turdeană. Formație care nici nu se gândește anul acesta la promovare, obiectivul fiind stabilit pentru sezonul viitor. Clar, nimeni nu poate pune probleme Universității în drumul spre Liga 3-a. De prima acțiune a lui Sek Baba, se recuperează foarte bine Cocoară, încearcă o pasă lungă Victor Soporan, însă nu avea nicio șansă Răzvan Moldovan. Hâmpea, preluare largă a lui Hâmpea, însă trece totuși de Alin Tot. Copandi intervine bine Andrei Curta, însă a ieșit balonul afara terenului. Curta este cel mai tânăr jucător din echipa turdeană, un jucător născut în anul 1999, așadar doar 18 ani pentru Andrei Curta. Balonul ajunge în brațele portarului Iursu. Sakaci degajează bine până în mijloc, la mijlocul terenului, însă o pusă punire deja jucătorii lui Marius Popescu pe mijlocul terenului. Sunt nori destul de amenințători deasupra arenei din parcul central. Ionescu înapoi pentru Pop. Degajează Pop, 2 la Erian, în Sesec Baba și Cocoară. Câștigă turdeanul doar pentru moment, recuperează extrem de repede fotbaliștii Clujului. Savu, Mărie, greșește, însă Savu recuperează Gabriel Giurgiu. Sek Baba, faulta de Victor Soporan. Soporan este unul dintre cei mai constanti jucători ai Tuzii. Rogozan, pasă bună a lui Rogozan în centru pentru Hațegan, să reușește să respingă de acolo Sakaci. Nu a fost Sakaci, ci Silag e autorul golului de 2-1 în tur. Hâmpea, Goga, încearcă o pasă lungă Goga, însă se oprește balonul în Copandi. Încă o dată Goga, o pasă lungă pe partea dreaptă pentru Takaci. Intră în careu Takaci, șutează, însă mult peste poarta lui Uțu. Nu mai are rost să vă spun, peluza Șepcile Roșii este la datorie, cum a fost de fiecare dată în Liga a 4-a, indiferent de stadionul unde a jucat, că a fost la Turda, că a fost la Câmpia Tuzii sau la Dej, suporterii Universității au fost prezenți. Giurgiu, Sek Baba greșește, recuperează din nou Copandi, are în dreapta pe Alin Tot, încearcă o pasă spre Alin Tot, dar foarte bine stă pe picioare Darius Hâmpea. Hațegan, deposedat Hațegan de Curta, iată mult tupeu pentru tânărul fotbalist de la Sticla Turda. Va fi aruncare de la margine pentru elevii lui Artur Podar.
scurtă pentru Copandi, greșește Florian să Copandi. Savu, probabil cel mai tehnic jucător din echipa lui Artur Podar, greșește curta, rămâne balonul la Hațigan, în careu este doar Segbaba. Să foarte bine recuperează Andrei Curta. Copandi, neatent puțin Copandi, nu a fost faul la intervenția lui Darius Hâmpea. Foarte puternic pe picioare Darius Hâmpea și va fi lovitură de la colțul terenului pentru Universitatea Cluj. Au trecut deja 5 minute fără ocazii la cele două porți. Exact cum ne așteptam, e o dominare sterilă a Universității. Echipa clară cu jucători mai valoroși, luați post pe post. Clujul a învins pe Olimpia Satu Mare cu 2-0 în perioada partidelor amicale. O primă ocazie la poarta lui Iurțu, însă nu a ajuns la balon. Cred că Rogozan a fost la prelungirea pe spate până la colțul lung. Se resimte unul dintre jucătorii Turzi. Este vorba de Răzvan Moldovan, golgeterul echipei turdene în acest retur. Tot de alături de Universitatea sunt cele mai în formă echipe ale debutului de an, după ce toate și-au câștigat meciurile la scor. Sticla Turda, în cele 5 etape disputate până acum în acest an, a reușit să marcheze în fiecare meci minim 4 goluri. Plasare pentru Mărie, însă nu are șanse Mărie în duelul aeriene cu Abrudan. Cred că sunt aproximativ 20-25 de centimetri între cei doi jucători. Neatenți acolo în zona de mijloc a clujenilor. Copandi pe partea stângă pentru Silaghi, talonat Silaghi de Budăcan. Întoarce bine Silaghi până la Robert Sacaci. Primul meci ca titular al lui Sacaci în acest retur, un jucător care a lipsit mult din perioada de pregătire. Silaghi, deposedat Silaghi, foarte bine se desfac după jucătorii lui Marius Popescu după ce recuperează balonul. Cear concentrare în față, Radeș Tacaș la bătaie pentru Segbaba, însă a intervenit foarte bine Simi Cocoară. Două lupturi de la colțul terenului pentru Universitatea. Centrare însă respinge foarte bine Savu. Savu, autorul probabil celui mai frumos gol de anul trecut în partida de cupă aici pe Cluj Arena, la poarta unde atacă acum Universitatea, a reușit să avă un șut superb de la aproximativ 20 de metri de poartă apărată în acel meci de Cristian Mann. Goga, inteligent Goga, pe lângă Curta, trecere foarte frumoasă a lui Dorin Goga, trece și de Victor Soporan. Să foarte bine dublează acolo Simi Cocoară, se vede experiența superioară a clujenilor, în special a trioului Abrudan, Goga și Gabriel Giurgiu, jucători care au evoluat la un nivel extrem de înalt. Silaghi, ajunge balonul Silaghi, ne interesează în afara terenului, are spațiu acum pe partea stângă Silaghi, pasă în centru pentru Mărie, preluare bună a lui Mărie înspre direcția de alergare, șut a lui Mărie, însă foarte bine intervine acolo Rareș Pop, iată o primă ocazie importantă la poarta clujenilor. Da, pregătit temeinic Artur Podar acest meci, inclusiv cu vizionări ale partidelor Universității. Bate scurt Silaghi până la Savu. Centrarea lui Savu în careu, însă respinge de acolo Segbaba. Pot pleca pe contraatac jucătorii Universității. Pasă pe partea, a încercat o pasă pe partea stângă pentru Rogozan, însă foarte bine au stat acolo turdenii în defensivă. Tot Copandi, centrează Copandi bine în zona lui Răzvan Moldovan, respinge de acolo Budăcan. Am intrat în minutul 10, în continuare 0-0 între Sticlare și Turda și Universitatea Cluj, etapa 21 din cadrul Ligii a 4-a. Tot talonat, tot de Hâmpea.
Rămân Turdeni la balon, va fi aruncare de la margine. Curta pentru Savu. A scos bine Curta acum în centru până la Cocoară. Unul dintre cei mai experimentați jucători din lotul lui Artur Podar, un jucător care are sezoane bune în Liga a doua. Din nou Curta, nu se grăbește Curta. Urțu însă din nou e duelul aerian între Abrodan și Mărie. Nici o șansă pentru Mărie în duelul aerian cu Abrodan. Să Mărie este un jucător de explozie, cel puțin pentru nivelul Ligii a 4-a. Să vorbeam cu Artur Podar și îmi spunea că majoritatea dintre jucătorii Turzii pot face față și în Liga 3-a. Trebuie doar să aibă încredere. Iată încercarea lui Răzvan Moldovan de pasă pentru Mărie, însă a blocat foarte bine Abrodan. Recuperează Răzvan Moldovan, blocat de Giurgiu, și reușește să respingă de acolo Dinus Budăcan. Dar câteva minute bune, sticla Turda s-a instalat în jumătatea adversă. Curta are spațiu acolo, Curta pasează în centru pentru Răzvan Moldovan, însă greșește preluarea Moldovan. Gabriel Giurgiu. Soporan atacă bine, însă rămâne balonul la jucătorii lui Marius Popescu și un faul al lui Copan deasupra lui Gabriel Giurgiu. Hâmpea. Pasă bună a lui Hâmpea pentru Rogozan. Are spațiu acolo, centrează Rogozan pe colțul lung. Seg Baba, șuta lui Baba, însă foarte bine intervine Andrei Uțu. Foarte frumos, foarte frumoasă și reluarea lui Seg Baba, jucător venit în această iarnă la Universitatea Cluj. Însă foarte bună și intervenția lui Uțu, portar care în turul campionatului a fost mai mult rezervă. Iată, se bazează pe Latur Podar în a doua etapă consecutivă. El a apărat și în partida cu Mintiu Gherli din etapa precedentă. Rea din nou Seg Baba cu capul, însă fără probleme pentru Ursu. O primă intervenție foarte bună care poate să dea încredere portarului Turdean. Sezonul trecut Ursu a evoluat la ISCT. Iată, pierdem din nou balonul, intervenție foarte bună a lui Gabi Giurgiu în fața lui Răzvan Moldovan. Am intrat în minutul 14, Universitatea Cluj, Sticla și Turda în continuare 0-0. Câte ocazie la fiecare poartă. Hâmpea. Seg Baba foarte mult a fost jucat atacantul Universității în acest prim sfert de oră. Curta, încă o intervenție bună a lui Andrei Curta, vă spuneam, dar 18 ani pentru tânăra speranța fotbalului Turdean. Ionescu. O pasă lungă pentru Hațigan. Reușește Hațigan preluarea. Să nu s-a înțeles acolo Hațigan cu Rareș Takaci. Uțu nu trebuie să complice. Giurgiu, iată, s-a auzit și din tribună un vine la intervenția lui Gabriel Giurgiu asupra lui Dodo Copandi. Galeria Universității face spectacol acum în peluza dinspre Hotel Sport. Iată, este o șansă importantă și pentru acești jucători de la Sticla Turda. Toți amatorii, toți oțul la școală, ori au servici. De exemplu, portarul Uțu în timpul are un loc de muncă, iar în timpul liber este și taximetrist în Turda. Savu este profesor la o școală generală din oraș. Mulți dintre ei
lucrează în cadrul armatei, este cazul și lui Simi Cocoară, vă spuneam, cel mai experimentat jucător din lotul lui Artur Podar, dă cu acțiune periculoasă, însă reușește să rezolve jucătorii din defensiva Turzii. Silaghi, bună pasa pentru Răzvan Moldovan, încearcă din prima pentru Mărie, însă imprecis serviciul lui Moldovan. Segbaba deposedat, însă de Răzvan Moldovan. Savu se descurcă, Savu acolo între doi adversari, din nou Curta încearcă din nou din prima Copandi pentru Alin Tot. Nu a fost faul, intervenția lui Copandi. Savu Moldovan din prima pentru Tot, însă nu reușește preluarea Alin Tot. Tăpase foarte bune din prima pentru Durden. Ionescu în spate până la Pop. Curta câștigă duelul aerian. Pierde din nou Segbaba. Curta Moldovan în centru, Moldovan talonat de Giurgiu. Pasă pentru Silaghi, față în față cu Budăcan. Cearcă o pasă pentru Mării, însă nu s-au înțeles jucătorii de la Sticla. Din nou Segbaba recuperează, însă foarte bine Savu. Și este un foul dur al lui Segbaba și primul cartonaș galben văzut de jucătorul din atacul Universității. Minutul 17. O intrare dură a lui Segbaba asupra lui Copandi. Copandi vine după accidentare. A evoluat, însă în ultima partidă de campionat contra celor de la Vulturul Mintiu Gherli a și reușit să marcheze. Este important pentru Artur Podar, care are tot lotul valid. De partea cealaltă, din păcate pentru echipa lui Marius Popescu, lipsește în continuare Alex Păcurar, un alt jucător de mare experiență din lotul Universității. Încearcă un șut de la distanță Silaghi, însă fără probleme pentru Rareș Pop. Reiau atacul Șepcile Roșii din propria jumătate. Ionescu pentru Abrudan. Cearcă de viere pe spate Segbaba, însă doar până la Curta. Ionescu cu capul până la Darius Hâmpea, talonat de Alin Tot. Intervenție bună a lui Tot și va fi depunere de la margine pentru Sticla Turda. Reușește să țină departe mingea de careul lui Iursu jucătorii Turzii. Spuneam, a pregătit în cel mai mic detaliu Artur Podar această partidă. Savo, pasă lungă, însă imprecisă. Este la post acolo Budăcan, cu ceva emoții, însă reușește să-i trimită lui Pop. A început și ploaia la Cluj. Sunt indicate acum șuturile de la distanță, odată ce gazonul va fi ud. Și Sticla Turda are în persoana lui Răzvan Moldovan unul dintre cei mai buni șuteri din Liga a 4-a. Să ne amintim golurile marcate de Moldovan în ultima etapă a turului, în acel 2-2 de pe teren propriu contra celor de la CS Florești. Giurgiu Hațegan din prima a încercat pentru fundașul dreapta Tinos Budăcan. Iată, combină foarte bine Marius Popescu experiența cu tinerețea, practic pe lângă veteranii Octavian Abrudan, Gabriel Giurgiu și Dorin Goga, toți jucătorii din lotul Universității sunt născuți după anul 90, dacă și 91, Rogozan în 92. Este o greșeală acum lui Cocoara a fost, însă a rezolvat tot el, a trimis simplu în afara terenului.
Au trecut deja 20 de minute pe Cluj Arena. Universitatea Cluj Sticlare și tot în continuare 0-0. Sakac se apără foarte bine în fața lui Takac. Din nou Takac. Blochează însă foarte bine defensiva turdeană. Abdudan calm cu pieptul până la Giurgiu. Schimbă partea clujenii, însă aproape de o recuperare Alin tot. Balonul ajunge la Goga. Încearcă o verticalizare Goga. Să din nou s-a descurcat defensiva turdeană. Giurgiu. Rogozan în spate până la Goga. Rogozan. Foarte bine, iese din defensivă Robert Sakac. Și este fault al lui Gabriel Giurgiu asupra lui Lucian Mărie. Lovitură liberă din propria jumătate de teren pentru Sticlare și Turda. În ultima etapă cele două echipe au învins cu același scor 5-1. Universitatea s-a impus într-un meci considerat în deplasare, care s-a jucat la baza sportivă Dan Anca pe Unirea Florești, în timp ce Sticlare și Turda a învins pe stadionul municipal pe Vutul Mintiu Gherli. În general, Sticlare și Turda a făcut reprize secunde mai bune decât primele în toate cele 5 partide de până acum. Mărie, Moldovan, Cocoară, nu trebuie să greșească Cocoară. Încearcă o pasă lungă, însă este la post Darius Hâmpea. Iată, acum, după perioada bună a Sticlei de 6-7 minute, Universitatea Cluj controlează fără probleme jocul. Takac pe partea dreaptă. Foarte bine se apură acolo Cocoară. Aruncă repede la margine studenții. Hațegan. Gabi Giurgiu. Budăcan, Takac. Un doi frumos între Budăcan și Takac. Centrare în careu pentru Dorin Goga. Lovitură de cap, însă nu a reușit să lovească în plin balonul Goga. Tănoaie și mingea în afara terenului, degajată de Alin tot. Recuperare foarte bună a lui Răzvan Moldovan în fața lui Ionescu. Moldovan pasă în centru pentru Mărie. Iată, astea sunt mingile care îi convin lui Mărie. Nu are însă cu cine pasa. Înconjurat acolo de doi jucători, scoate în spate până la Curta. Tot. Din nou Curta. S-a fost talonat și scos în afara terenului de Dorin Goga. Va fi aruncare de la margine pentru Universitatea Cluj. Atât Cluj probabil va promova fără probleme. De fapt, nu probabil, 100% va promova în Liga 3 fără probleme. Și propun șepcile roșii să promoveze succesiv până în Liga 1 în anul 2019, când clubul aniversează 100 de ani de existență. Iată ce fază se putea naște din devierea lui Sek Baba, putea să scape singur spre poartă Rareș Takac. A avut noroc formația lui Altot Podar la această fază. Am trecut deja de jumătatea primei reprize, în continuare 0-0 între Universitatea Cluj și Sticlare și Turda. Hâmpea are spațiu pe partea stângă, Hâmpea centrează în careu, însă respinge din nou Sakac, Giurgiu, și de la distanța lui Giurgiu bară și reușește să respingă în cele din urmă jucătorii un Sticlei. Iată o primă ocazie imensă de gol la poarta lui Urțu, mult mai mare decât acel șut al lui Sek Baba. Coloftură de la colțul terenului pentru Ucluj. Iese și deține fără probleme Urțu.
Rogozan, deposedată să foarte bine Rogozan de Curta. Are nevoie de încredere Curta și a reușit până acum. Are până acum o primă repriză foarte bună Andrei Curta. Are nevoie de încredere tânărul jucător Tudean. Sacaci spate până la Uțu, atacat de Seibaba. Alin tot, neatent, tot, însă până la urmă rămâne în posesia balonului. Tot, cearcușul de la distanță, însă mult pe lângă poarta lui Pop. Atăcertat acolo de Savu, care a cerut-o minge în centru. Plouă deja serios la Cluj. Și balonul ajunge din nou la picioarele lui Iuțu. O ploaie serioasă s-a bătut peste Cluj Arena. Aruncare de la margine pentru Universitatea. Rogozan rămâne cu noroc la balon. Hâmpea. Gabi Giurgiu. Rogozan pasă printa lui Rogozan, foarte bună pentru Hâmpea, trece bine Hâmpea de Curta, intră în careu, pasă în centru pentru Seibaba, însă șutează Baba în cocoară. Rămâne jucătorul african la balon. Rogozan încearcă un covrig, respinge Uțu peste poartă. Iată, a încercat un șut al Alessandro Del Piero. Acea lovire a mingii cu interiorul. Este o primă intervenție mai nesigură a lui Uțu. Să o reprimă repriză în cele din urmă bună pentru Andrei Uțu. Cu un corner pentru Universitatea, centrare înaltă în careu, respinge de data aceasta Uțu până la Rogozan. Șuta lui Rogozan și este 1-0 din minutul. Nu, iată, este offside. Cred că a fost Dorin Goga în fața mingii. Sincer, nu am văzut cine a rămas în spate, însă conform semnalizat de la margine, l-a deranjat pe Uțu. Iată să vedem cine a rămas. Da, Dorin Goga este pe traiectorie, s-a și ferit Goga de balon. Rămâne așadar 0-0. Offside clar la Goga. S-o primă greșeală gravă în defensiva Turzii. Nu a ieșit nimeni pe respingere. Blochează foarte bine acolo Cocoară. Giurgiu. Goga la marginea careului, se întoarce bine Goga, intervine moldovan, balonul ajunge la Seibaba, un șut însă anemica lui Seibaba. Minutul 30 al întâlnirii, Universitatea Cluj, Sticlareșul, Turda în continuare 0-0. Degajează lung Uțu în zona lui Ștefan Silaghi. Și va fi repunere de la margine pentru Sticla Turda, trimis în afara terenului Tinus Budăcan. Încearcă Silaghi, o pasă din prima, însă fără probleme pentru Rareș Pop. Atât de aproximativ 15 minute nu a mai pus în pericol poarta lui Pop. A avut acea ocazie undeva în minutul 12 la Mărie. S-au reușit să rezolve defensiva Universității. Încă un atac preponderent, atacă studenții pe partea dreaptă. Colo în zona lui Rareș Takaci.
jucător care a evoluat pentru Universitatea Cluj și în Liga 1. Centrare din nou în careu pentru Abrudan, însă a respins Curta în concentrare bună. De data aceasta respinge din nou Uțu, însă doar până la Goga și de data aceasta e gol valabil. Dorin Goga, iată, reușește să marcheze în toate cele trei partide contra Universității. Din minutul 31, Dorin Goga, iată, reușește să deschidă scorul și Universitatea Cluj conduce pe sticla Turda cu 1-0. Da, meritat golul Universității după perioada de dominare pe care au avut-o studenții. O respingere neinspirată a lui Iuțu, care a scos balonul undeva în zona centrală a careului la 13-14 metri. Hațegan, din nou pe partea dreaptă pentru Takaci, talonat de Robert Sakar, se descurcă de data aceasta jucătorul Tuzi și este faultat de Rareș Takaci. Iată, nume asemănătoare pentru cei doi jucători. Jucătorul Universității este Takaci, iar acel al sticlei este Sakaci. Respinge acolo Abrudan. Din nou Rareș Takaci foarte activ în prima repriză. Gabi Giurgiu în centru la Rogozan. Are spațiu Rogozan. Greșește însă pasa Curta. Cearcă o pasă lungă pentru Mărie, însă este izolat în față vârful Turzii. A ajutat destul de puțin de Răzvan Moldovan. Se izolează Mărie între Ionescu și Abrudan. Goga, un 2 cu Seg Baba, foarte frumos a descurcat ce 2, șutează Baba, însă respinge Uțu. E încă un șut și nici de data aceasta Seg Baba nu reușește să împingă mingea în poartă. Încă o ocazie importantă la poarta lui Uțu, minutul 33. Se recuperează foarte repede studenții, nu reușesc elevii lui Artur Podat să țină de balon. Au condus și în partida cu Unirea Florești. Cei de la Universitate au fost egalați după un singur minut de floreșteni. Din nou Zec Baba recuperează foarte bine Victor Soporan și a pus bine corpul Soporan și încearcă o pasă lungă pentru Lucian Mărie. Să nu are prin planul Mărie, a lăsat mingea să cadă și a permis lui Darius Hâmpea să atace primul balonul. Aruncă de la margine Andrei Curta. Respinge pe spate Hâmpea. Aproape de o greșeală acolo Claudiu Rogozan a rezolvat în cele din urmă Marius Ionescu și va fi a doua lovitură de la colț pentru sticla Turda. Va executa Alex Savu lovitura de la colț. Sunt 5 jucători ai sticlei în careul lui Pop. Centare pe prima bară, respinge Pop și va fi din nou lovitură de la colț. Executa același Savu, tot pe prima bară, resping însă studenții. Goga, foarte bine, Goga protejează acolo balonul și intervenție, e fault, însă se lasă avantaj, Seg Baba. A fost faultul lui Cocoară, greșește acolo și Alin Tod, rămâne Taka singur în centru, pasă pentru Gabi Giurgiu, însă puțin prea puternică pasa lui Rareș Takaci. S-a dedicat între timp și Dorin Goga. Hâmpea, resping din nou Turdenii, balonul ajunge la Budăcan. Takaci, greșește Rareș Takaci. Moldovan, Mărie, lasă inteligent balonul pentru Silari, însă intervine Octavian Abrudan. S-a văzut la această fază experiența mult superioară a lui Octavian Abrudan, jucător care a trecut în cariera sa pe la
Gloria Bistrița, Steaua București sau Petrolul. Goga, un jucător care a jucat și în cupele europene, a evoluat la Poli Timișoara, la Dinamo Tbilisi. Iar Gabriel Giurgiu, campion al României cu Oțelul Galați în urmă cu câțiva ani. Din păcate, iată echipele de tradiție, Universitatea Cluj, Oțelul, Petrolul, Farul Constanța, toate au trebuit să înceapă de la început, undeva din Liga Județeană. Însă au demonstrat alții că se poate. Cel mai bun exemplu este cel al scoțienilor de la Glasgow Rangers. Seg Baba nu a fost offside. Cearcă o pasă în spate Baba pentru Takac, să resping din nou jucătorii din defensiva turdeană. Soporan pasă printre pentru Răzvan Moldovan. Silaghi, se este izolat Silaghi acolo. Deja s-au adunat 4 sau 5 jucători de la U. Reușim să scoatem balonul în centru. Savu pentru Copandi. Alin Tot s-a deposedat ușor, Alin Tot, de Darius Hâmpea. Și va fi repunere din 6 metri pentru Cluj. Am intrat în minutul 37, 1-0 pentru Universitatea, după golul marcat în minutul 31 de Dorin Goga. Abdudan, Ionescu, a pregătit și o mică surpriză Marius Popescu, de timp surprins în offside Goga. Brian Lemac, golgeterul Ligia 4, este doar rezervă. Pe banca de rezerve a Clujenilor se mai află portarul Cristian Man și jucătorii de câmp Fizeșan, Telecan, Flavius Budin, Salcău, Victor Manu și vă spuneam Brian Lemac. De partea cealaltă, la sticla turda rezerve, sunt pentru postul de portar Lăcătuș, jucător de câmp Otvoș, Alin Totăzan, Răzvan Totăzan, Mâlnă, Coroiu și Gheorghiță Lăcătuș. Tot încearcă tot o devede cu călcâiul, însă este deposedat de Hâmpea. Goga, iată, l-a driblat din corp Goga pe Copandi. Se vede experiența superioară a clujenilor. Giurgiu schimbă partea până la Takaș, centrează pentru Seg Baba, însă respinge Robert Sakac și va fi repunere din 6 metri pentru sticla turda. Continuă ploaie măruntă, dar deasă la Cluj. Respinge Dorin Goga dintre doi jucătorii de la sticla. Hațigan protejează foarte bine în balonul și dă drumul pe partea stângă pentru Hâmpea, centrat în careu al lui Hâmpea. Să din nou resping turdenii, greșit și este gol înscris de Iuliu Hațigan. O greșeală a lui Robert Sakac. I-a permis lui Takac să retrimită balonul în centrul careului, de unde complet nemarcat Hațigan a marcat pentru 2-0. Meritat acest gol pentru Universitatea. Repun jucătorii turdeni balonul în joc. Încă 5 minute din prima repriză, 2-0 pentru Universitatea Cluj. 2-0 pentru Universitatea. Pasă lungă pentru Seg Baba, s-a surprins în offside, a încercat din nou Seg Baba, o reluare spectaculoasă. Sakac, Mărie pierde, însă Mărie controlul balonului. Abdudan recuperează foarte bine Savu. Copandi, Silaghi,
destul de puțin, s-a văzut Silari în prima repriză. O pasă bună a lui Savo Pend, a încercat pentru Alin tot, însă a reușit să devieze balonul. Darius Împea va fi din nou lovitură de la colțul terenului pentru Sticlare și Turda. Mai mulți jucători acum turdenii în careul lui Pop, numai puțin de 6 și 2 stau la respingere. Centrare înaltă a lui Savu de data aceasta. Balonul ajunge la Abrudan, care reușește să scoată în afara terenului, în afara careului. Giurgiu schimbă pe partea dreaptă. Foarte bine a fost talonat acolo de Ionescu. Câștigă duelul în fața lui Sec Baba, rămân totuși Uizele în echipă. Echipa lui Marius Popescu. Iată, cred că Liga 4 în prima categorie Ucluj, echipa nivelul celorlalte echipe care participă în campionatul. Legea pata. Apoi vine, a început ezitant în acest retur. Prins în offside Takaci. Degajarea lui Uțu în zonă centrală. Hâmpea lung până la Dorin Goga. Rogozan. Echipă scurt acum la reușit să decupereze balonul repede turdenii. Asta le-a cerut și Artur Podar în decursul acestei săptămâni când a pregătit, vă spuneam, minutul 45, 2-0 pentru Universitatea Cluj după golurile marcate de Dorin Goga și Iuliu Hațegan. Iată, sunt aceiași marcatori pentru Universitatea ca și în partida tur. Atunci Sticla Turda a condus și cu 1-0 și cu 2-1. Iată, se luptă acolo Sec Baba pentru balon, să va fi repunere de la margine pentru Turda. Copan doar aruncare de la margine. Câștigă aproximativ 20 de metri turdenii.
al primei părți. La pauză, Universitatea Cluj conduce.
și culorile universității. Unica iubire, emblema libertății. Avem furarele în aerul Clujului de speranță. Acolo când ne strângem legendele prin viață. Mândria și culorile universității. Unica iubire, emblema libertății. Avem furarele în aerul Clujului de speranță. Acolo când ne strângem legendele prin viață. Mândria și culorile universității. Unica iubire, emblema libertății. Avem furarele în aerul Clujului de speranță. Acolo când ne strângem legendele prin viață. Încă 20.000 copii tineri bătrâni, șepcile roșii. Și nu suntem pierduți pe străzi, suntem pe stadioane în brigăzi. E Cluj, de la Cluj în toată țara. Alb și negru e și iarna și vara. Și cum se scrie în cărți, contează să existi. Că dragostea pentru U te face să învingi. Dan, Anca, Ivan, Sunghiță, Mureșan, Baloșanu, Moina și Demian. Unii cu nume de legendă, alții veterani. Așa că nu accept să ne faceți huligani. Că dragostea e peste tot, e peste bani. Am rezistat în forță peste ani. Numele U e de mult celebru. Când o să mor, să mă îmbrăcați în negru. Haide, haide, U, te iubim cu sufletul. Pentru noi ești numai tu. Haide, U, haide, haide, U, te iubim cu sufletul. Pentru noi ești numai tu. Haide, U. Geroclipă de tăcere pentru Iuliu Hațeganu. 1919, ăsta e anul 2007, suntem încă aici. Și încă ținem capul sus ca în 65. E vorba de tradiție și de loialitate. E vorba de U Cluj, de universitate. De toți care au plecat și au făcut istorie, frate. Adu-ți aminte de Dan Anca, odihnească-se în pace. Trec anii, rămâne unica iubire. Numai una, numai un restul e doar o amintire. Avem în spate caracterul și asta ne stă în fire. Reprezentăm Ardealul și Dulcea Românie. Asta merge de la noi pentru galerie, pentru toată echipa, pentru cei ce vor să știe. Vreau cântece și fum, vreau un mare păsteac. Și vreau atunci când o să mor să mă îmbrăcați în alb. Haide, haide, U, te iubim cu sufletul. Pentru noi ești numai tu.
în câteva momente va începe repriza secundă dintre Universitatea Cluj și Sticla de Șotor, dar la pauză 2-0. Două schimbări în echipa lui Marius Popescu au intrat pe teren. Manu cu numărul 13 și golgheterul Ligia 4 cu numărul 7, Brian Lemac, au ieșit autorul golului 2, Iuliu Hațiganu, și jucătorul cu numărul 11, Segbaba. Prima posesie aparține Universității. Avantaj liniștitor pentru Cluj la pauză, 2-0. Nu numai scorul, cât și jocul echipei lui Marius Popescu este unul solid. Prima ocazie la poarta lui Iudson, să reușește să respingă Simi Cocoară și va fi lovitură de la colțul terenului. A centrat Darius Hâmpea. Execută, cred că tot Hâmpea, centrare la prima bară pentru Brian Lemac și o primă ocazie pentru golgheterul Universității și Aligia Patra, Brian Lemac. De centrare cu piciorul stâng spre exterior. Degajează Utsu. Să din nou recuperează Șepcile Roșii prin Abrudan. Mărie, o preluare lungă. Balonul ajunge la Rareș Takaci. Nici o schimbare la Sticla de Șutur, dar la pauză. Abrudan. Cearcă o pasă lungă, Abrudan deviază pe spate Takaci. Un joc destul de încrucișat la mijlocul terenului. Etapa viitoare, Universitatea Cluj va întâlni pe Olimpia Gherla, partidă care ar trebui să se dispute la Gherla, însă cel mai probabil se va juca ori pe Cluj Arena, ori la baza Dan Anca. În timp ce Sticla de Șutur va întâlni sâmbătă de la ora 11 pe teren propriu pe Unirea Titenii de Jos. Intervenție foarte bună acum a lui Alin Tot în fața lui Victor Manu. Când vă spuneam, Sticla Tot va întâlni pe Unirea Titenii de Jos sâmbătă de la ora 11, sâmbătă viitoare, partidă de asemenea transmisă în direct pe Turda News. Centrare înaltă în careu pentru lovitura de cap a lui Darius Hâmpea. Să peste poarta lovit Hâmpea. Noi e posibil să transmitem mâine dimineață partida de la Câmpia Toții dintre ISCT și CS Florești. Iar în funcție de programările din Liga Națională de Handbal Masculin și de ceea ce se va întâmpla duminică la Timișoara, unde Poli va juca cu Potaisa în meciul 2, e posibil să transmitem decisivul dintre Poli și Potaisa. Rămâne de văzut dacă va exista un meci decisiv sau Magnifice de la Potaisa vor trașa calificarea încă de duminică și bineînțeles dacă Digi Dolce sau TVR1 nu vor cere să transmită acel meci. Silaghi atacat și deposedat, Silaghi de Gabi Giurgiu. Și este fault a lui Silaghi asupra lui Goga, cred. Nu e nicio problemă pentru Dragoș Lunca. Abrudan, pasă bună, filtrantă în centru, Lemag la mijlocul, pe mijlocul careului. Însă o șut slabă lui Brian Lemac prinde fără probleme Utsu. Copandi pentru viteza lui Alin Tot. Să mai bine plasat este Marius Ionescu, jucător în vârstă de 25 de ani. Ionescu Tot scapă balonul în afara terenului și repun de la margine Șepcile Roșii.
Minutul 50 al întâlnirii, în continuare 2-0 pentru Universitatea Cluj în confruntarea cu Sticlarișul Turda. Scapă balonul sub control, Hâmpea, Mărie, Copandi, prea multe pase în spate pentru Sticla Turda. Savu încearcă de la distanță, însă la vreo 2 metri de poarta lui Rareș Pop. E important că a încercat poarta Savu, vă spuneam, gazonul este ud, chiar dacă între timp s-a oprit ploaia, merită să încerce șuturile de la distanță. Moldovan aproape de o recuperare în fața lui Rogozan. Lemac mai bine plasat, însă Victor Soporan, Copandi, Savu. Atât se vede, Savu este un jucător tehnic. Acum o încercare de pas a lui Sacaș pentru Mărie, însă iese balonul în afara terenului. Savu la vârsta de 17 ani evolua în Liga 2 pentru Areșul Turda. Încă nu terminase liceul și evolua la un nivel destul de înalt. Savu, un jucător născut în Dej, care a copilărit în Baia Mare și apoi a ajuns la Turda când a început școala primară. Moldovan, Copandi, schimbă bine partea pentru Ștefan Silaghi, golgheterul echipei tudene, are spațiu Silaghi acum pe partea stângă. Pasă pentru Mărie, însă alunecă Lucian Mărie și ia balonul din propria jumătate. Budăcan pasă pe partea stângă pentru Goga, talonat din spate, Goga se descurcă, însă reușește să se repleze foarte bine acolo Curta și Cocoadă și să scoată balonul în afara terenului. Va fi lovitură de la colțul terenului pentru Universitatea. Vin jucătorii înalți în careul lui Uțu, printre care și Octavian Abrudan, jucător cu o statură impresionantă. Spuneam, jucător care a trecut pe la Steaua, pe la Petrolul, pe la Gloria Bistrița, înainte să se întoarcă la echipa sa de suflet, Universitatea Cluj. Centrare din nou pe prima bară, Real Lemac, însă reușește să respingă Savu. S-a cerut și Hens din tribună. Pentru cei pasionați de handbal, în Liga Campionilor sferturile de finală, CSM București conduce pe Ferencvaros cu scorul de 23-20, minutul 46 în Polivalenta din București. Pasă pentru Gabriel Giurgiu, însă încă o intervenție foarte bună a lui Ursu. A avut câte parade foarte bune Andrei Ursu. Silaghi, Savu, dribbling bun al lui Savu în fața lui Lemac. Silaghi trebuie să schimbe partea. Soporan Răzvan Moldovan, însă din nou preluare lungă pentru Răzvan Moldovan. Iată posibilitate bună de contraatac pentru Sticlareșul Turda. Se intervine foarte bine Soporan. Curta, Mărie, însă nu reușește preluarea Lucian Mărie. Abrudan, pasă lungă lui Abrudan pentru Lemac, încearcă de viere cu capul Lemac pentru Goga. S-a repliat foarte bine Simi Cocoară. A încercat Lemac o pasă în stil Ronaldinho, un no look pass. Budăcan, Takaci, sunt masați acum jucătorii toți din propria jumătate de teren. Moldovan, pressing, însă
Doar el a ieșit în pressing în jumătatea adversă de teren. Din nou Budocan intră în centru, Goga, Lemac încearcă o pasă pentru Darius Hâmpea, însă foarte bine s-a apărat acolo Sakaci. Degajăm din nou balonul, însă nu reușim să legăm mai mult de 5-6 pase. Copandi pasă pentru viteza lui Silaghi, duel cu Tinus Budăcan. Câștigă jucătorul Universității. Atât foarte mult au alunecat jucătorii turdeni. Savu cearcă o pasă din prima pentru Mărie, însă foarte bine a stat pe picioare Tavia Brodan. Takaci intervine, însă foarte bine Copandi. Cum vă spuneam, etapa viitoare sâmbătă la ora 11, sâmbăta viitoare. Sticla de șutul a luat pe teren propriu contra Unirii Triteni, o echipă care nu a pierdut în acest debut de retur. Iată, greșește Gabriel Giurgiu, să tot el se luptă pentru balon. Savu, Silaghi, preluare din nou lunga lui Ștefan Silaghi, moldovan, a greșit Rogozan, iată greșeli succesive în apărarea clujeană, însă nu reușesc elevii lui Artur Podară să profite. Se resimte în partea dreaptă jucătorul celor de la Rieșul Turda, Răzvan Moldovan. Se îndreaptă spre el medicul formației universitare, este vorba de Daniel Volian. Pe galeria Universității în continuare cântă pentru favoriți. Cred că sunt în jur de 2000 de persoane, poate puțin, poate mai puțin, în tribunele stadionului Cluj Arena. Totuși o vreme urâtă pentru fotbal, a plouat aproape pe întreaga durata a primei reprize. Lemac cu capul scoate bine în spate la Rogozan. Dribbling-uri bune a lui Rogozan în centru pentru Gabi Giurgiu. Budăcan, Takaci, se întoarce bine Takaci din nou, alunecă Silaghi, alunecă și Sakaci și intervine foarte bine prin alunecare Alex Savu. Iată, își ceartă colegii din defensivă. Savu pune mult suflet acest jucător, Alexandru Savu. Spuneam, este profesor la o școală generală din Turda, de asemenea este și antrenor la una dintre grupele de copii de la clubul turdean. Centare bună în careaua lui Takaci, însă reușim să respingem prin moldovan și încearcă o pasă lungă pentru Lucian Mărie, fără probleme însă pentru Radeș Pop. Atât ce bine a degajat Pop până la Marius Ionescu. Rămâne în continuare 2-0, minutul 59, după golurile marcate de Dorin Goga și Iuliu Hațegan. Se pregătește încă o schimbare la Universitatea, va intra Florin Fizeșan. Iată, îi așteaptă acum jucătorii Universității pe cei de la Areșul Turda să se desfacă. Asta este o premieră pentru clubul turdean, un meci în nocturnă. Preluare greșită a lui Dorin Goga. Din nou Goga, Gabi Giurgiu, mai departe până la Radeș Takaci. Talonat de Silaghi, centrează bine în careu Takaci, însă reușește să respingă de acolo Alin Tot și este fault al lui Brian Lemac. Că se resimte și Soporan și Copandi, cred că este jucătorul întins pe gazon.
se face schimbarea acum la Universitatea Cluj, minutul 60, intră pe teren Florin Fizeșan. Să vedem cine va ieși, cred că iese Hâmpea. Nu, îl văd pe Hâmpea pe teren. Nu am văzut încă numărul jucătorului care a ieșit. Repun jucătorii Tuzii balonul. Savu. Silaghi. Din nou o pasă între Mărie și Moldovana lui Ștefan Silaghi. Greșit mult în, pe faza ofensivă. Goga așteaptă o centrare pe colțul lung. Acțiune foarte bună a lui Lemac. Centrează, scoate balonul la Rareș Takaci. Până la Giurgiu în spate, șutează Giurgiu însă peste poarta lui Andrei Urțu. Și din nou unul dintre jucătorii Tuzii este întins pe gazon. Este vorba de tânărul Andrei Curta. S-a accidentat Curta în duel cu Brian Lemac. Au trecut deja 61 de minute. Iată, se cere și schimbare la Andrei Curta. Atât cel mai probabil va intra pe teren Iuliu Odvoș. Iată, probleme la piciorul drept pentru Curta. Se încălzesc pe margine Totăzan, Mâlnă și Odvoș. Cel mai probabil Odvoș va fi jucătorul introdus pe teren. Trebun de la margine jucătorii turdeni. Savu. Moldovan are puțin spațiu. Moldovan pasă pentru Mărie. Sunt din nou mai bine plasat jucătorul Universității. Din nou Mărie șutează, însă șut blocat de Marius Ionescu. Iată o prima acțiune mai consistentă de atac la poarta Universității. Deci se face în acest moment schimbarea. Iese de pe teren cu numărul 4 Andrei Curta și intră pe teren Iuliu Odvoș. Pare destul de serioasă accidentarea lui Curta. Recuperează repede jucătorii Universității Gabriel Giurgiu. Pasă pentru Dorin Goga, însă foarte bine este plasat acolo Victor Soporan. Abdudan lung pentru Lemac, deviază bine cu capul Brian Lemac, însă s-a apurat Soporan, recuperează însă repede același Lemac, pasă pe partea stângă pentru Hâmpea, centrează înalt Hâmpea în zona lui Goga, Takaci, șuta lui Takaci din prima, balon deviat de Iuliu Odvoș și va fi lovitură de la colțul terenului, minutul 64, în continuare 2-0 pentru Universitatea după golurile marcate de Goga, minutul 31 și Hațegan, minutul 39. Centrare în careu și lovitură de cap a lui Dorin Goga, fără probleme însă pentru Uțu. Nu a cadrat Goga, a trimis direct pe centrul porții. Printea lui Cocară pentru Mărie, aproape să ajungă Mărie la balon. S-a ajuns primul portarul Rareș Pop, din nou deviere pentru Hâmpea lui Lemac. Iată post mai mult de pivot al lui Brian Lemac. Takaci,
Budăcan. În alt în care Budăcan respinge Sakaci, nu foarte bine. Giurgiu. Odvor scoate balonul afară terenului. Între timp, minutul 55 între CSM București și Ferencvaros, 23-21. Centrarea lui Takaci și este fault în atac al lui Hâmpi asupra lui Robert Sakaci. Silag i-a încercat o deviere, însă nu a urcat nimeni. Iată, trebuie să se bucure de fotbal jucătorii Sticlei. E clar, nu e o rușine să te bată Universitatea Cluj, o echipă mult, mult superioară celorlalte componente ale Ligii a 4. Iată un fault al lui Victor Țăporan, care vede și cartonașul galben. Fault asupra lui Dorin Goga. Este o experiență bună pentru fotbaliștii lui Atut Podare. Evoluează pe un stadion în care, în urmă cu 200 luni, evolua Naționala României contra Danemarcei. Nu că ar fi făcut-o foarte bine echipa lui Christoph Daum, însă vorbim de tradiția acestui stadion. Lovitură liberă periculoasă pentru Universitatea Cluj, centrează Takaci în careu. Iată, cu noroc, o deviere a lui Sakaci, balonul ajunge în brațele lui Iuțu. Cartonaș galben pentru Arieșul Turda, Victor Soboran, numărul 17. Cocoare, intervenție foarte bună, scăpa acolo Goga. Silaghi, calm pentru Savu, are acum spațiu Savu la mijlocul terenului, preferă o pasă pe partea dreaptă la Copandi. Faultat Copandi, lasă centralul Dragoș Lunca jocul să curgă. Odvoș, preluare din nou lunga lui Iuliu Odvoș. Am păcătuit mult la aceste preluări, gazonul fiind dud, tot timpul am avut preluări largi. Takaș centrează, însă din nou blocat de Simi Cocoară. Este cred că al șaptelea sau al optelea corner pentru Universitatea. Execută același Rareș Takaci. Zona lui Iuțu prinde fără probleme golkeeperul Turdean. Răzvan Moldovan. Mărie. La din stânga pe Silaghi. Primește acum Silaghi. Atât s-au retras deja 6 jucători de la Universitatea. Fac o tranziție între ofensivă și defensivă foarte rapidă elevii lui Marius Popescu. Silaghi trece bine de Gabriel Giurgiu, șutează însă în blocajul lui Tavia Brodan. Greșește Brian Lemac, pasa și degajează de acolo Octavian Brodan. Va intra pe teren la sticlare șutul, dar George Mâlnă, și el un tânăr jucător, doar 17 ani pentru Mâlnă, împliniți anul acesta. Un jucător de mare talent, a marcat în ultima etapă contra celor de la Mintiu Ghetli. Un jucător care, după ce va mai pune masă musculară pe el, cu siguranță va fi unul dintre oamenii de bază ai turdenilor următorii 2-3 ani. Vă spuneam, cel mai probabil Sticlareșul Turda va trage la promovare sezonul viitor. E clar, sezonul ăsta toate echipele din Liga 4-a, zona Cluj, au luat adio de la promovare odată ce au aflat că Universitatea va evolua în Liga Județeană. Dar au fost lăudați turdenii de toate echipele de până acum. Spuneam, două victorii pe teren propriu cu 5-1 și o victorie cu 5-0.
70. Intră pe teren jucătorul cu numărul 20, George Mâlnă. Tabrudan, și iată ce înseamnă un fundaș central în adevăratul sens al cuvântului, chiar dacă meciul 1 de Liga Județeană nu s-a complicat. Abdudan a trimis direct în afara terenului. Minutul 71, 2-0 pentru Universitatea Cluj. Să scapă balonul în afara terenului și va fi depunere din 6 metri. Ata aplauda Darius în prea foarte frumoasă fază făcută de fundașul stânga al Universității. Jucător în vârstă de 22 de ani. Gazdele. O să scapă Lemar balonul la fața terenului. Neam în partidator siglatul la Tacaci cu pieptul până la Giurgiu Șan, prea înaltă însă pasa lui Fizeșan. În atac, Sad Moldovan, balonul ajunge la mărie, însă nu pune piciorul în fața lui. Abrodan mărie, ajunge la balon, Alin tot. Prima jumătate de ocazie la poarta lui Pop în această repriză secundă, vine în minutul 73. Odvă terenului, depunde la margine Șepcile Roșii. De cred că se... Și un gol marcat de Aleșul Turda în această partidă. Execuție foarte frumoasă a lui Budăcan. Silaghi se luptă și câștigă balonul mărie. Compro pe Moldovan. Nu era Moldovan, ci Acar. Un duel, un jucător bun, Oga. Gare. Tacaci. Așteaptă Tacaci, talonat de Soporan, învăluie Tinus Budăcan. Centrare Budăcan, însă balonul a ajuns doar până la Odvoș. Și se dă fault.
Da. Sticlareșul Turda este un club care a luat ființă în vară. De capa lui Dorin Goga, însă din nou pe centrul porții, fără probleme pentru Ursu. Spuneam, Sticlareșul Turda ființă în vară, se încearcă o continuare a echipei care a câștigat în 1961 Cupa României. De altfel, în palmares o trofeu acea Cupa României, Cupa României câștigată în 1900. Lemac, prea bine scoate pentru Giurgiu, șutează Giurgiu în blocajul lui Iodvoș. Mâlnăr câștigă. Intervine foarte bine Budăcan. Balonul. Lemac. Preluat de greșit al lui Brian Lemac. Cocoară. O nouă schimbare la Universitatea a ieșit cu Dariu. Așează Pop. Goga, duel fizic cu Silaghi, câștigă jucătorul Universității. Dorin Goga asupra lui Alex Savu. Pentru Lemac pe pasă Brian Lemac balonul. Soforan scace în duelul său cu Sebastian Salcău. Lovitură liberă pentru Universitatea Cluj, minutul 79, 2-0 pentru Cluj după golurile marcate în prima repriză de Goga și Hațegan. Takaci. A închis foarte bine. Mărie. Foarte bună pasă lui Mărie pentru Silaghi, față în față cu Budăcan. Silaghi încearcă o pasă în centru, însă fără atingere.
moldovan, apasă pe... Greșește însă Ștefan Silaghi, să pune bine piciorul acolo Odvoș, din nou Silaghi. Pasă. Și ar cu șut Odvoș, însă mult peste poarta lui Rareș Pop. E important totuși că am încheiat această fază cu șut, am reușit să finalizăm, chiar dacă mingea a trecut între timp 10 minute al conduce. Lui Giurgiu Mărie, atât nu reușim să scoatem Toporan. Tot cu călcâiul pentru Răzvan Moldovan, resping clujenii, Lemac, că superioară pe care o au cei de la o Cluj, chiar dacă și Lemac a șută și este 3-0, gol înscris de Victor Manu, iată jucătorul introdus la pauză de Marius Popescu, minutul 83. Se face 3-0 după șutul cu stângul al lui Victor Manu. Manu, Cluj, gol foarte frumos reușit de Manu. Nu a mai forțat cei de la Universitatea Cluj în această repriză. Pentru Universitatea Victor Manu. O pasă foarte bună primită de la Rareș Tacaci. Cocoară pentru Silaghi, însă sare pe sub balon Ștefan Silaghi. Din nou cocoară în fața lui Lemac și este fault al lui Fizeșan asupra lui Silaghi. O lovitură liberă din preajma centrului, da. Soporan. Lemac în această repriză, Silaghi, iată din nou o preluare lungă și este om lângă Silaghi. Reușește să recupereze repede cei de la Universitatea Centrală.
asta din cadeu luare cu capul al lui Brian Lemacă să... Pe lângă poarta lui Ursu, Ghiță Lăcătuș, minutul 86 și iese de pe teren Ștefan Silaghi. Dar mai are dreptul la o schimbare Artur Podar. Lemac. Manu. Intră în centru, pasă pentru Lemac. Nu a fost offside la Victor Manu. Centrare bună în care o respinge din nou. Foarte bună repriză, secundă. Operează Răzvan Moldovan, însă revină Goga. Din Totăzan în echipa lui Artur Podar. Iată, se face acum schimbarea. Minutul 87, intră Alin Totăzan și iese de pe teren Alin Tot. După cum vă spuneam, e posibil ca mâine să transmitem partida dintre Industria Sâmbei Câmpia Turzii și CS Florești. Iar sâmbăta viitoare, concepere de la ora 11, vom transmite partida dintre Sticla Reșu Turda și Unirea Triteni. Un adversar mai abordabil pentru Sticla Turda decât Ucluj. Goga, Budăcan. Abdudan în spate până la Rareș Pop. Degajează lung, Rareș Pop se apără foarte bine, însă Simi Cocoară. Odvoș greșește, recuperează Budăcan. Giurgiu în centru până la Salcău. Pasă pe partea dreaptă la același Victor Manu, scoate, încearcă să scoată în centru Manu pentru Brian Lemar. Iată, extrem de nervos pe margine, Marius Popescu. Savu scoate balonul în afara terenului, repunere de la margine pentru Turdeni. Încă 2 minute din această partidă, 3-0 în continuare pentru Ucluj. Totăzan. Salcău, ce preluare a lui, are Dorin Goga, scoate în centru pentru Lemac și ratare imensa lui Brian Lemac, singur-singurel din 8-9 metri. Nu a reușit să cadreze șutul și avem cea mai mare ratare a partidei de până acum, minutul 89. Partida la București dintre CSM CSM București 30 la sunt prins în offside acum Rareș Takaci. O victorie importantă.
continue turul de la Cenzarou să respingă Turdeni. Offside și se ia de o partidă fără probleme pentru centralul Dragoș Lunca. Victorie. Mâine va evolua Olimpia Gher la echipă pe Universitatea în clasament. Pentru Alin Totăzan, pe partea dreaptă respinge Octavian Abrudan. Se resimte la cel ne despart câteva momente până la fluierul de final al partidei. 3-0 pentru Universitatea Cluj după golurile înscrise de Goga, Hațegan și Manu. Eu vă spuneam, Olimpia Gherla va evolua în deplasare contra celor de la Vulturul Mintiu Gherli mâine. Dacă vor învinge, cei de la Olimpia vor trece pe locul al doilea în clasament. Este cel mai probabil, rocada se va face din nou etapa viitoare când Olimpia va întâlni Universitatea Cluj. Va evolua contra celor de la Unirea Triteni. Aruncare de la margine pentru Sticla Turda. Savu. Tot Zan, Ursu și final pune scor 3-0 în fața Arieșului Turda, goluri înscrise de Dorin Goga, Iuliu Hațegan și Victor Manu. Etapa viitoare, vă spuneam, Universitatea Cluj va evolua contra celor de la Olimpia Gherla, iar Sticlarii Șutula va evolua pe teren propriu sâmbătă de la ora 11.